seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știri, atât care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Ministrul Culturii Daniel Barbu a promis să sprijine proiectul de reabilitare a cetății Deva prin fonduri de la guvern. Începând de ieri, Alin Simota, acuzat că este șeful unei grupări infracționale specializate în infracțiuni, și-a pierdut postul de consilier local la Petroșani. Alpinista Alexandra Marcu va porni în această noapte spre Iran, unde, împreună cu tatăl ei, va încerca să cucerească vârful Demavand, înalt de aproape 6.000 de metri, cel mai înalt vulcan din Asia și cel mai înalt munte din Orientul Mijlociu. Un bloc din municipiul Hunedoara, situat în cartierul Micro-6, se află într-o stare deplorabilă, iar bucățile care pică din fațada imobilului riscă să lovească pe cineva. Echipa Universitatea Petroșani a câștigat campionatul de fotbal al județului Hunedoara, ediția 2012-2013. Mai multe amănunte despre toate acestea chiar acum la știri. Mai mulți locuitori ai unui bloc din Hunedoara au sunat la redacția Hunedoara TV nemulțumiți de faptul că imobilul stă să cadă, iar reprezentanții primăriei nu au luat până acum nici o măsură. Blocul cu pricina este situat în cartierul Micro-6 din Hunedoara și se află într-o stare deplorabilă. Câțiva zeci de hunedoreni locuiesc într-un bloc care stă să cadă în orice moment. 17 dintre ei sunt chiriași la primăria Hunedoara, iar ceilalți sunt proprietari. Nici unii și nici alții nu au însă posibilități materiale să refacă fațada blocului. Problema este că bucățile care pică din fațada blocului riscă să lovească pe cineva. Alaltă ieri de 3 zile era să-i vină bucata în cap la copilul femeia asta. Cu jumătate de metru i-a căzut în cap. Oamenii le frică să treacă pe aici. Aceeași situație este și cu balcoanele, care nu mai prezintă siguranță. Ca să nu mai vorbim de acoperișul blocului, prin care plouă ca afară. Cei care locuiesc la etajul 4 al blocului stau cu ligienele în casă pentru a colecta apa atunci când plouă. A fost în audiență, am depus cerere. Ori venit, ori văzut și ori plecat. De cealaltă parte, reprezentanții primăriei Hunedoara spun că vor face toate demersurile pentru a reabilita blocul în măsura în care legea le permite. Legea îți permite unele investiții în asemenea blocuri, dar doar în ce privește chiriașii. Cred că toți cetățenii ar trebui să se adreseze asociației de proprietari. Asociația va contacta o firmă care poate face aceste acoperișuri. Iar noi vom plăti cota parte din valoarea reparației pentru cei 8 chiriași. Asta putem să o facem. Nu avem voie să plătim din banii publici pentru proprietarii din acel bloc. Blocul cu pricina este situat pe strada Batiz, în cartierul Micro-6 din municipiul Hunedoara. După mai bine de o lună de la explozia generată de o acumulare de gaze care a distrus un apartament dintr-un bloc situat pe Alea Romanilor din Deva, astăzi au început lucrările de reparație a locuinței. Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 400 de milioane de lei vechi. Primăria municipiului Deva a demarat în această dimineață lucrările de reabilitare a locuinței care a fost distrusă la începutul lunii mai de o explozie generată de o acumulare de gaze. Rugi să vezi pe bloc, cablul de afară. Nu puteți ține pe mic la găsă. Este vorba de dislocarea celor două panouri exterioare care au rămas în urma suflului, pentru că unul dintre ele a zburat în acea noapte jos, și refacerea instalațiilor electrice, sanitare, instalațiilor de gaz, zugrăvire. Adică toate lucrările necesare pentru ca soția proprietarului și fiica acestora să poată folosi locuința în bune condiții. Au început cu destulă întârziere pentru că proprietarii apartamentului, domnul care a fost în casă noaptea exploziei, în vinerea mare de Paști, în noaptea de vineri spre sâmbătă înainte de Paști, între timp a și decedat, a rămas o soție cu un copil bolnav, nu au avut asigurare, de aceea procedurile au durat puțin mai mult. Reparațiile vor fi făcute din banii primăriei, printr-o hotărâre de Consiliu Local, la cererea expresă a Prefecturii și a Comitetului pentru Situații de Urgență din Deva. Valoarea aproximativă estimăm să fie undeva în jur la 400 de milioane de lei vechi. Sperăm că în câteva zile lucrurile vor fi gata.
Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 400 de milioane de lei vechi, iar banii au fost alocați de primăria municipiului Deva printr-o hotărâre a Consiliului Local prin solicitarea prefecturii și a Comitetului pentru Situații de Urgență. Gestul administrației locale a fost apreciat de vecinii din blocul în care s-a întâmplat nefericitul eveniment. Îi mulțumim domnului primar, domnului vicelui, tuturor care s-au ocupat de acest bloc. Să le dea Dumnezeu sănătate pentru ce-au făcut. Ați cunoscut persoana care a stat? Da, bineînțeles, fiind vecină față în față cu dânsul, cum să nu? Știți și ce s-a întâmplat atunci? Da, și noi am fost afectați. Reamintim că explozia a avut loc la începutul lunii mai, chiar înainte de sărbătorile pascale, într-un apartament dintr-un bloc situat pe Alea Romanilor din Deva, în urma unei acumulări de gaze. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă suflul acesteia a rănit grav proprietarul apartamentului, care a fost transportat la Spitalul de Arș din București, unde a și decedat. Niciun alt locatar nu a suferit arsuri sau traumatisme în urma deflagrației. Ieri s-a împlinit un an de când noul edil al Devei, Petru Mărginian, a depus jurământul de credință și a promis că își va face datoria de primar al reședinței de județ cu onoare, credință și respect pentru cetățenii urbei. La doar un an de când a preluat frâiele administrației publice locale, Petru Mărginian se poate mândri cu o serie de proiecte deja finalizate sau cu altele în curs de realizare. Atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, reabilitarea străzilor, dezvoltarea arhitecturală și urbanistică, infrastructura școlară și dezvoltarea turismului prin susținerea sportului și investirea în conservarea și reabilitarea obiectivelor turistice din Deva sunt principalele obiective ale actualului edil șef. Am avut câteva întâlniri cu câteva firme, n-am să vă dau numele, dar vă pot spune că una este din Canada pentru... A creat 250 de locuri de muncă, principala lor investiție ar fi turnătorie de cutii de viteze, cu o firmă din Belgia, cu o firmă din Italia pentru un parc fotovoltaic. Deci sunt câteva contacte pe care cred eu că în următoarele două luni, le vom realiza. Un alt proiect important al actualei administrații locale este reabilitarea zonei IC Brătianu. Proiectul este aprobat spre finanțare de la Guvernul României, urmând ca în cursul lunii viitoare aceste proceduri să fie finalizate și lucrările să poată fi demarate. Astfel va fi realizat un pasaj subteran și o parcare subterană cu 183 de locuri de parcare. Valoarea totală a proiectului este de aproape 38 de milioane de lei. Singura problemă aici este construcția clădirii în care urma să funcționeze Palatul Administrativ, începută în urmă cu 18 ani și abandonată din lipsă de fonduri. În primărie am vrut ca să deslipim sau să decupăm, cum vreți să-i spuneți, acea parte a acestei locații care era primăria, să o punem la punct și să mutăm din serviciile noastre o parte acolo. Nu s-a reușit. Sunt și posturi mari, pentru că pe lângă furturi ce s-a produs acolo, sunt și deteriorări, tâlcărie de aluminiu, instalații sanitare, de încălzire. Dar, până la urmă, trebuie să luăm o decizie și o decizie cât mai curând. Asta însemnând ca anul viitor să găsim posibilitatea ca să începem niște lucrări acolo, dar tot împreună, pentru că ce se întâmplă? Cum vorbeam de ansamblu, cetate, parc, centru civic, centru istoric, până la urmă, dacă se face acel pasaj subteran, zice Brătianu, va arăta groaznic, va arăta frumos acel pasaj, dar groaznic vis-a-vis cu aceste clădiri. Vestea bună este că în prezent primăria municipiului Deva nu are arierate, iar plata datoriilor se face la zi. Lunar, primăria Deva are de plătit rate și dobânzi în valoare totală de 11 miliarde de lei vechi, iar gradul de îndatorare este sub 20%. Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită de autorități într-un mod special în acest an. Asta pentru că sărbătoarea a coincis cu ziua de doliu național în memoria victimelor accidentului din Muntenegru.
Drapelul național a fost ridicat pe catarg în acordurile imnului național al României în această dimineață în piața tricolorului din Deva. După citirea textului hotărârii de guvern prin care 26 iunie a fost declarată zi de doliu național, drapelul a fost arborat în Bernă și s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului din Muntenegru. La manifestare au participat reprezentanții ai prefecturii Hunedoara, ai Consiliului Județean, ai Primăriei Deva, dar și ai altor autorități locale și județene. Din păcate, astăzi, chiar dacă este o zi deosebită pentru noi, fiind vorba de Ziua Drapelului Național, datorită evenimentelor care au avut loc în Muntenegru, unde am avut 18 victime plus mulți alți răniți, în România s-a declarat zi de doliu național. În urma declarării acestei zi de doliu național, inclusiv manifestările care au avut loc astăzi, au fost unele sumbre în care s-a pus accentul mai mult pe ziua de doliu național decât pe ziua drapelului. Nu toți reprezentanții autorităților din județ au fost însă de acord cu hotărârea de a declara ziua de astăzi drept una de doliu național. Deoarece a fost decretată zi de doliu național, doresc și eu să-mi exprim compasiunea pentru familiile victimelor, dar în același timp doresc să-mi exprim compasiunea și pentru celelalte victime de pe șoselele României, din spitalele României, pentru care niciodată nu s-a ținut o zi de doliu și cred că dacă ținem pentru aceste victime, ar trebui să ținem și pentru celelalte. Dacă, din păcate, pentru cei care au trecut prin tragicul accident din străinătate, și datorită acelui astăzi n-am putut să sărbătorim așa cum se cuvenea drapelul național. Să sperăm că pe viitor și cei care sunt îndituiți să ia astfel de măsuri și să dea astfel de ordonanțe sau ce a fost aceasta de astăzi, vor fi mult mai atenți și vor încerca să nu mai amestece lucrurile. Nu cred că astăzi ar fi fost cazul ca drapelul național, când trebuia să fluture pe tot cuprinsul țării românești, să fie coborât în Bernă. Cetățenii municipiului Deva consideră că este o decizie bună declararea acestei zile drept una de doliu național. E ceva foarte dureros, sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate, pentru suferinți, putere și n-am cuvinte. Respect pentru poporul, prieten, respect pentru medici, pentru... Într-adevăr, a fost un eveniment foarte tragic și sper să nu se mai repete. Sunt alături de familiile lor. Condoleanțe! Data de 26 iunie a fost declarată Ziua Drapelului Național printr-o lege care datează din mai 1998. Această dată a fost aleasă pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când a fost emis decretul numărul 1 al Guvernului Provizoriu al Țării Românești, prin care tricolorul roșu-galben-albastru devenea drapel național. Le transmitem și noi condoleanțe familiilor îndurerate ale victimelor accidentului din Muntenegru. Continuăm jurnalul. Alexandra Marcu, cel mai tânăr alpinist din Europa, care a ajuns pe vârfurile Kilimanjaro, Mont Blanc și Pico de Orizaba, pornește într-o nouă aventură. Aceasta va încerca împreună cu tatăl ei să cucerească al patrulea dintre cele 7 cele mai înalte vârfuri vulcanice de pe planetă. Este vorba despre Demavand din Iran, cel mai înalt vulcan din Asia și cel mai înalt munte din Orientul Mijlociu, care are o altitudine de aproape 6.000 de metri. O nouă provocare pentru tânăra alpinistă hunedoreancă Alexandra Marcu, care, deși are doar 15 ani, a reușit să escaladeze până acum câteva dintre cele mai înalte vârfuri din lume. Aceasta va încerca acum să cucerească vârful Demavand din Iran, cel mai înalt vulcan din Asia și cel mai înalt munte din Orientul Mijlociu, cu o altitudine de aproape 6.000 de metri. Plecăm la noapte și ar trebui să ajungem în Teheran în jurul orei 3 dimineața, în ziua de 29, și plecăm dimineața după ce ne odihnim câteva ore, plecăm spre munte, sperăm să ajungem până la a doua tabără, adică tabăra Gusfansara, care este pe la 3.000 de metri. A doua zi vom urca până la ultima tabără, care are în jur de 4.200 de metri,
și vom face o mică tură de aclimatizare de o oră, oră jumătate, iar dimineața la ora 5 vom pleca spre vârf. După Kilimanjaro din Africa, Elbrus din Europa, Munții Caucaz și Pico de Orizaba din Mexic, America de Nord, vârful Demavand este pentru Alexandra cel de-al patrulea dintre cele 7 cele mai înalte vârfuri vulcanice din lume. La fel ca și în celelalte expediții, tânăra alpinistă va fi și de această dată însoțită de tatăl ei, Dan Marcu. În continuu suntem în antrenament, în continuu ducem sacii noștri plini cu apă ca să ne clădim acea putere care să ne ducă până sus. Pe cei doi îi așteaptă un traseu lung și dificil, iar din cauza costurilor ridicate nu vor avea alături de ei un ghid care să îi ajute în escaladarea acestui vârf. Este destul de dificil fiindcă este lung, deși nu este tehnic, nu va trebui să folosim colțar și prioleți. Este destul de lung și obositor și ceea ce va fi chiar foarte greu pentru noi va fi grohotișul, fiindcă atunci faci un pas și cobori încă un pas, deci acela pur și simplu ne seacă de energie. În plus, vom trebui să ne pregătim niște măști de oțet, fiindcă vulcanul încă scoate sulfi. Nu vom lua ghid, fiindcă un ghid de munte costă foarte mult, dar cu GPS-ul, cu busola, cu hărțile, cu ajutorul lui Dumnezeu să nu primim iar o furtună de zăpadă în față ca pe Elbrus în Rusia, sperăm să ajungem. Visul Alexandrei de a escalada vârful Demavand a devenit realitate cu ajutorul Consiliului Județean Hunedoara, care a alocat fondurile necesare acestei expediții. Expediția costă în jur de 2000 și ceva. Am fost ajutați extraordinar din nou de Consiliul Județean. Am fost și rugați, deci pe lângă că am fost ajutați cu bani, am fost rugați să ducem steagul județului pe vârf. Mie mi s-a părut extraordinar. Cu ajutorul Alexandrei, steagul României și al județului Hunedoara vor ajunge și pe acoperișul Orientului Mijlociu. Următoarea țintă a tinerei alpiniste este muntele Giluve din Papua Noua Guinee, cel mai înalt vulcan din Australia și Oceania, unde va pleca cel mai probabil în această iarnă. Cetatea de vei, monument al naturii și monument istoric din secolul al XIII-lea, a intrat în proces de reabilitare în urmă cu 5 ani. Aflat într-o vizită în județul Hunedoara, ministrul culturii, Daniel Barbu, a promis să sprijine proiectul de reabilitare a cetății Deva prin fonduri de la guvern. Prezent într-o vizită în județul Hunedoara, ministrul culturii Daniel Barbu nu a ratat nici cetatea de vei. Acesta a fost impresionat de ceea ce a găsit aici. Cetatea e spectaculoasă și ea e prima oară când urc, am mai fost la Deva de multe ori, dar e prima oară când urc la cetate, are, înțeleg, un imens potențial turistic. Daniel Barbu a fost ghidat în turul său pe cetate de către primarul Devei, Petru Mărginean. Ne-am explicat și de ce s-a ajuns ca să se construiască incinta 2 și 3, nemai alocându-se bani pentru incinta 1. Acum dorința mea este și accesa la ea să ne mai ajute cu niște fonduri pentru proiectare. Noi am cerut 100.000 de lei, Ministerul Culturii ne-a alocat 30.000 de lei, sper că la rectificarea să ne mai dea și diferența și a notat, să facem proiectarea și să începem cât de cât lucrările, nu știu încă, pe venituri proprii, pe fonduri europene, încă mă mai gândesc, oricum primăria nu are suficienți bani pentru a finaliza și incinta 1. Informat de către primarul Devei, Petru Mărginean, că mai este nevoie de fonduri pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a sitului, ministrul a promis sprijin financiar pentru acest lucru. Sper ca Ministerul Culturii să poată contribui la împlinirea lucrărilor, pentru că pe fondurile europene în programul Regio sunt doar două dintre incinte prinse, aici unde ne aflăm și unde se fac săpături arheologice, chiar am văzut niște obiecte foarte, foarte interesante găsite adineauri, adică foarte recent. Sperăm să putem interveni cu fonduri publice prin Ministerul Culturii. Primarul Devei speră să finalizeze lucrările la reabilitarea cetății în cel mult 2 ani de zile.
Începând de ieri, Alin Simota și-a pierdut postul de consilier local la Petroșani. Colegii săi au aprobat vacantarea postului, care de luna viitoare va fi ocupat de social-democratul Viorel Pascu. Alin Simota a fost exclus din Consiliul Local al municipiului Petroșani, după ce ieri președintele PNL Hunedoara Mircea Ioan Moloț a trimis la primăria Petroșani o notificare prin care anunța că Simota a fost dat afară din partid în data de 19 iunie. Aleșii locali s-au întrunit de îndată și au aprobat proiectul de hotărâre privind vacantarea locului de consilier al lui Alin Simota. Având în vedere faptul că în cursul dimineții de ieri conducerea județeană a Partidului Național Liberal ne-a comunicat faptul că domnul Alin Simota a fost exclus din rândurile acestei formațiuni politice, Consiliul Local al Municipiului Petroșani, întrunit în ședința ordinară de ieri, a adoptat proiectul de hotărâre prin care a luat act de excluderea domnului Alin Simota din rândurile Partidului Național Liberal și a declarat vacant mandatul acestuia. În cursul zilei de ieri am primit ordinul prefectului 112, prin care prefectura a luat act de arestarea preventivă și a luat act, de fapt, de suspendarea calității de consilier, având în vedere că, potrivit legii administrației publice locale, pe durata arestării preventive, consilierul local este suspendat de drept din această funcție. Uniunea Social Liberală a anunțat deja cine îi va lua locul lui Simota în Consiliul Local. Conform comunicării făcute de Uniunea Social Liberală, locul domnului Simota în Consiliul Local al municipiului Petroșani va fi luat de un reprezentant al Partidului Social Democrat, Organizația Petroșani, respectiv domnul inginer Viorel Pascu. Va fi validat în ședința ordinară din luna iulie. Simota se află la acest moment în arest preventiv, fiind acuzat că este șeful unei grupări infracționale specializate în infracțiuni ca șantaj, cămătărie și înșelăciune. René și Santiago, doi sud-americani veniți tocmai din Ecuador, au reușit prin ritmurile lor tradiționale latino să cucerească inima locuitorilor din Călan. Prezenți la zilele orașului, care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, cei doi artiști au încântat două seri la rând pe cei prezenți cu ritmuri de cumbia și merenghe, iar reprezentația lor s-a bucurat de un imens succes în rândul locuitorilor. Cumbia, merengue sau salsa, adică ritmuri latino care pun sângele în mișcare și dă o puternică dorință de dans ori de câte ori le auzim. De acestea au avut parte și locuitorii orașului Călan la finele săptămânii trecute, când doi artiști veniți tocmai din Ecuador i-au încântat pe locuitori cu muzica lor tradițională. Promovăm cultura noastră, muzica, artesania, cultura noastră se meargă mai departe în zona asta de aici din România. Ritmurile alerte și melodioase de cumbia și merenghe i-au atras imediat pe locuitorii orașului, care au stat până târziu în noapte pentru a asculta pe cei doi artiști sud-americani, care ne-au dezvăluit și secretul succesului lor. Ne place să trăiesc viață. Eu cred că, din punctul meu de vedere, n-are rost să fii trist, să fii deprimat. Bine, într-adevăr, toată lumea are probleme și depinde noi, nu știu, latinii, parcă suntem altfel, mai vesel, cu muzica trăim, nu? Casul nostru, suntem muzicanți, ar fi păcat, noi comunicăm bucuria, alegria prin cantecele noastre și dacă stăm în stare din asta de tristeza sau din asta, cred că n-ar fi un succes. Faptul că acest gen de muzică transmite o stare de fericire și te face să uiți de toate problemele a fost confirmat chiar și de locuitorii din Călan. Îmi place foarte mult, îmi dă o stare de fericire când ascult muzica lor. E ceva deosebit, ce nu întâlnești tot timpul. E ceva plăcut să vină tot mereu la zile. E frumos. E foarte frumos. Îmi place muzica latin? Da.
După succesul de care s-au bucurat în orașul Călan, cei doi artiști sud-americani au promis că vor reveni aici cât mai curând. Cine se află zilele acestea într-o vizită de lucru în Franța, când intră judecătorii în vacanță și cine își lansează o carte la Castelul Corvinilor, aflați din grupajul de știri pe scurt. O delegație a Consiliului Județean Hunedoara, condusă de președintele Mircea Ioan Moloț, se află într-o vizită de lucru în departamentul Haute-Saône din Franța. Delegația are 12 membri și este compusă din consilieri județeni, reprezentanții ai mediului de afaceri și ai unor instituții de profil din județul Hunedoara, precum și membrii aparatului de specialitate al Consiliului Județean. Vizita de lucru în Franța a fost posibilă la invitația oficială transmisă de președintele Consiliului General Haute-Saône. Județul Hunedoara și departamentul Haute-Saône din Franța sunt înfrățite printr-un program de colaborare semnat în decembrie 2009. Judecătorii intră în vacanță de luni 1 iulie și până în 31 august. Programul de lucru al personalului Tribunalului Hunedoara nu va suferi modificări, dar se va reduce programul de relații cu publicul. Astfel, personalul de la Arhivă Falimente va lucra între orele 10 și 12. La registratură va fi deschis între orele 8:30 și 10 și 13:14, iar la arhivă programul de lucru cu publicul va fi de la ora 10 și până la 12:30. La departamentul Apostile se va lucra doar marți și joi pentru depunere acte între orele 9 și 11, iar pentru eliberare acte între 12 și 14. Municipiul de Pecerna dovedește că este un oraș cultural. La sfârșitul acestei săptămâni, la Castelul Corvinilor va avea loc o lansare de carte. Poeta Ileana Gati își va lansa cel mai nou volum intitulat Primăvara începea la capătul străzii. Scriitoarea Ileana Gati s-a născut în 1971 în Hunedoara și a făcut parte din cenaclul literar Lucian Blaga. De-a lungul anilor a publicat poezii și proză în reviste literare din județ, dar și din țară. Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Hunedoara și al Bibliotecii Municipale. Lansarea volumului va avea loc sâmbătă la ora 17 în sala dietei. Urmează pauza de publicitate, dar continuăm apoi jurnalul cu știrile regionale. Avem acum informații din vestul țării. Aterizare de urgență pe aeroportul internațional din Timișoara. O aeronavă care avea ca destinație Parisul a coborât la sol după ce unui copil de 6 ani s-a făcut rău. Avionul decolase din București, iar acum va ajunge în capitala Franței cu o întârziere de aproape o oră. O aeronavă de tip Airbus 320 a companiei Blue Air, care se deplasa de la Autopeni spre direcția Paris, cu 146 de pasageri la bord, a solicitat escală de urgență la Timișoara, pe aeroportul din Timișoara, datorită stării de sănătate a unui pasager. Și au făcut prezența pe aeroport la aterizarea avionului reprezentanții ai serviciului medical de urgență, care au preluat pasagerul și pe care știm că l-au transportat la spital. Copilul a fost așteptat la aeroport de un echipaj SMURD, care l-a preluat și l-a transportat de urgență la spitalul Luis Țurcanu. Acum este în afara oricărui pericol, dar a rămas sub observație medicală. Alături de el este mama lui, împreună cu care călătorea micuțul. Avionul avea 146 de pasageri la bord și efectua o cursă pe ruta București-Paris. După aterizarea de urgență de la Timișoara, aeronava a decolat spre Hexagon în siguranță, însă cu o întârziere de aproape o oră. Circulație blocată mai bine de 2 ore miercuri după masă pe autostrada care leagă Aradul de Timișoara.
Totul după ce 4 mașini de mare tonaj s-au ciocnit în lanț din cauza unui șofer de tir care nu a păstrat distanța regulamentară. Accidentul s-a petrecut pe sensul de mers spre Timișoara, într-o zonă cu restricții de viteză. Două dintre autotrenuri erau oprite în coloană în spatele unei betoniere când au fost lovite de cel de-al treilea tir. Șoferul acestuia nu a respectat limitarea de viteză impusă de lucrările care se efectuează în zonă, astfel că nu a mai putut opri la timp. Un autotren se pare, din primele cercetări, că nu a păstrat o distanță față de vehicule din față, a intrat o coliziune cu acestea. În urma impactului a fost avariate 3 autotrenuri. Și vătămat corporal șoferul ultimului autotren, cel care a fost și de vină. Cele 4 mașini de mare tonaj s-au lovit violent, iar conducătorul auto vinovat de producerea accidentului a fost prins între volan și scaun. N-a fost nevoie de, să zic așa, echipamentul de descarcerare, a fost extrasă victima din cabină, pusă pe targă și transportată la spital. Era conștient, acuzat dureri în piept. Cele 4 mașini de mare tonaj au blocat complet unul dintre sensurile de mers ale autostrăzii, iar coada formată s-a întins pe câțiva kilometri. Circulația a fost blocată, da, circa jumătate de oră, 40 de minute. Am defluidizat. Conducătorul autotrenului a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Anunța tirul din partea revenirea din sens opus, dar ce să spun, am zis că ajung mai repede și uite ce am pățit. E rău că n-avem nicio altă variantă să întoarcem. Vând în vedere că ultima autotren a fost încărcat, este încărcat, distanța de frânare este foarte mare. Din fericire însă, niciunul dintre șoferii implicați în accident nu a suferit răni grave. Doar conducătorul auto vinovat de producerea accidentului a fost transportat la spital, însă medicii spun că starea lui este stabilă. Cu toate acestea, va trebui să plătească reparațiile pentru toate mașinile avariate. Șantierele sunt într-o bună măsură un semn al progresului. Atunci însă când se lucrează haotic, ele reprezintă și o sursă de pericol pentru cetățeni. Luni seara, Aradul a scăpat printr-o adevărată minune de o tragedie cauzată de proastă organizare a unui șantier. La 2 zile de la eveniment, șantieriștii demonstrează că nu au învățat nimic din această întâmplare. Podul de la Grădiște la 48 de ore de la accidentul cu schela căzută peste mașini și trecători. Zona de sub pod este acum împrejmuită și protejată. Pericolul pândește însă chiar pe pod. După cum puteți vedea, pe podul de la Grădiște nu există niciun fel de delimitare între zona carosabilă, pe unde circulă mașinile, și zona de șantier. Între cele două, ceea ce lucru care este și mai grav, este și o diferență de nivel de aproximativ jumătate de metru, ceea ce ar putea să însemne o avare destul de serioasă pentru o mașină care, din motive nedorite, ar trece această barieră invizibilă. La câteva zeci de metri distanță se află șantierul de la gara CFR, unde se înlocuiesc liniile și se reabilitează clădirea gării. O mare parte a lucrărilor este împrejmuită, dar imaginile dovedesc încă o dată că pe șantierele românești lucrul bine făcut este greu de dus până la capăt. Ceea ce vedeți în spatele meu este o legătură neoficială între zona gării și cartierul Grădiște, destul de frecventat de mai mulți cetățeni. Numai departe de anul trecut, aici a avut loc un accident mortal, o persoană fiind lovită de tren. Riscul este cu atât mai mare acum, având în vedere că aici se lucrează, este șantier, trecerea este și mai greu accesibil. Cu toate acestea, ea este în continuare neprotejată, nu este îngrădită, iar accesul populației, după cum puteți vedea, este lăsat liber. Ce să mai vorbim de groapa neprotejată de pe strada școalei din cartierul Aurel Vlaicu. În curând aici se va prăbuși toată strada, dar nimeni nu ia nicio măsură. Există chiar și o instituție care se ocupă de acest lucru, este vorba de Inspectoratul de Stat în Construcții. Directorul acesteia nu a putut fi contactat astăzi. A trecut un an de când Titu Bojin a fost ales la conducerea Consiliului Județean Timiș. Cea mai mare realizare a socialdemocratului este atragerea de bani pentru județ și scoaterea din datoria primăriilor din Timiș. În plus, președintele Consiliului Județean are o serie de proiecte pentru perioada următoare. Centura de sud a orașului și centrul intermodal de la Remetia sunt doar două dintre ele. Președintele Titu Bojin și-a făcut raportul de activitate în urma primului an de mandat, iar cea mai mare realizare este atragerea de sume importante de bani pentru județ. În plus, președintele social-democrat vrea să ia un împrumut de aproape 50 de milioane de euro, bani pe care ar urma să-i folosească exclusiv pentru infrastructura județului.
Cea mai mare realizare a mea și cea mai mare mândrie pe care pot să mi-o aloc este faptul că am reușit ca să aducem primăriile, toate cele 99 de primării, cu excepția acelor patru care le-am enumerat, într-o situație de funcționare normală, prin cele 2000 de miliarde care ne le-a alocat guvernul Ponta și sigur putem acum să discutăm de viitoare investiții care se poate să înceapă în toate localitățile din județul Timiș. Chiar și așa, în Timiș mai există patru primării care au probleme financiare. Este vorba despre Jimbolia, JB, Libling și Criciova. Titu Bojin speră că la rectificarea de buget și problemele de aici vor fi rezolvate. Avem aceste datorii create pe baza hotărârii de guvern 577 datorită unui motiv foarte simplu, că de cursul a 3 ani de zile sau 4 ani de zile onor Ministerul Dezvoltării n-a catadipsit și la primăria noastră să verse anual anumite sume de bani. Bojin are și câteva regrete pe care le încadrează la capitolul nerealizări. Nu ai puterea, nu ai prerogativele legale ca să poți să ajuți oamenii care sunt foarte necăjiți, cetățenii care vin în audiență la mine. Sunt multe probleme minore, așa cum v-am spus, probleme care sunt la prima vedere cum ți-ai putea permite să crezi că un președinte al Consiliului Județean nu e în stare să poată să dea un loc de muncă. În plus, pentru perioada următoare, președintele Consiliului Județean are în plan trecerea aeroportului Traian Vuia în administrația județului și preluarea Hergheliei de la Izvin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă cu informații din sport. Președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, Mircea Sârbu, este de acord cu forma finală a clasamentului Ligii a 4-a ediție a 2012-2013, în care pe primul loc s-a clasat echipa Universitatea Petroșani. Însă este de părere că o altă grupare ar fi meritat să câștige titlul de campioană în sezonul trecut. Echipa Universitatea Petroșani a câștigat campionatul de fotbal al județului Hunedoara ediția 2012-2013 în ultima etapă și la mare luptă cu formațiile Retezatul Hațeg și Minerul Uricani. Însă noua campioană nu a fost și preferata șefului fotbalului hunedorean. Prezent în platoul emisiunii Sport Plus de la Hunedoara TV, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, Mircea Sârbu, a spus că în opinia sa altă echipă merita să câștige campionatul județean de fotbal Liga a 4-a Hunedoara ediția 2012-2013 și nici de cum Universitatea Petroșani. Părerea dumneavoastră ca șef al fotbalului hunedorean, meritorie campioana 2013? Nu. Cea mai bună echipă din această ediție 2012-2013 de la Liga 4-a a fost Retezatul Hațeg. După Retezatul Hațeg, ca valoare, eu aș cotau pe CS Vulcan. De-abia pe locurile 3, 4, 5, să spunem, Aurul Brad, mai puternică ca Universitatea Petroșani, Minerul Uricani, Gloria Giuagiu și Universitatea Petroșani. Între timp, Universitatea Petroșani a pierdut meciul de baraj pentru promovare în Liga a 3-a în favoarea Științei Turceni, campioana județului Gorj. Eșecul studenților nu l-a surprins pe șeful fotbalului hunedorean. Anticipam că este foarte greu să acceadă în Liga a 3-a, deoarece la jocurile de baraj contează foarte mult experiența și nu puteau niște copii de 18 ani fără experiență mare, așa să spun, în Liga a 4-a, să câștige barajul. Totodată, Mircea Sârbu a anunțat că toate câștigătoarele campionatelor organizate în sezonul 2012-2013 de AJF Hunedoara vor fi răsplătite pentru performanțele obținute luna viitoare în cadrul festiv. Noi în fiecare an, această festivitate de premiere, să zic așa, în ultimii 25 de ani, o facem în perioada lunii iulie, cu toți reprezentanții cluburilor în cadrul festiv, în cadrul unei adunări generale, în care le oferim și pregătite, sunt confecționate la ax de Sinteva, cupe, trofee, plachete, golgete, fair play, vreo 80 de diplome și tot ceea ce este necesar. Județul Hunedoara va avea 3 reprezentante la turneul final al Cupei României la mini-fotbal, care în acest an se va desfășura la Piatra Neamț, unde se vor întrece 52 de echipe de amatori din întreaga țară.
Echipele Pera BMW și Avantaje din cadrul Superligii Real Sport Deva și formația Total Interactiv din campionatul municipiului Hunedoara vor reprezenta județul nostru la faza finală a Cupei României la minifotbal. Competiția va avea loc la Piatra Neamț de mâine și până duminică și va stabili un nou record de participare, întrucât la start se vor afla 52 de echipe și peste 1000 de jucători amatori. Pera BMW este câștigătoarea competiției Cupa României de la Real Sport, iar Avantaje este finalista acestei competiții. Cele două echipe de VNC au fost acceptate la turneul final împreună, întrucât competiția de la Real Sport are un coeficient bun la nivel național. Campionatul municipiului Hunedoara va fi reprezentat la turneul final de echipa Total Interactiv, ocupanta locului secund în ierarhia finală. Toate cele trei echipe și-au întărit loturile de jucători, iar la Piatra Neamț țintesc o clasare onorabilă. Turneul final al Cupei României se află la a patra ediție, iar până acum trofeul a fost câștigat de echipe din Zalău, Timișoara și Sibiu. În ultimii ani, minifotbalul din România este pe un tren ascendent. Federația de minifotbal din România numără peste 30.000 de jucători legitimați la peste 2.000 de echipe din 36 de județe. Echipa națională a României este triplă campioană a Europei. Vă invit acum să revedeți principalele subiecte ale zilei. Ministrul Culturii Daniel Barbu a promis să sprijine proiectul de reabilitare a cetății Deva prin fonduri de la guvern. Începând de ieri, Alin Simot a acuzat că este șeful unei grupări infracționale specializate în infracțiuni și a pierdut postul de consilier local la Petroșani. Alpinista Alexandra Marcu va porni în această noapte spre Iran, unde, împreună cu tatăl ei, va încerca să cucerească vârful Demavand, înalt de aproape 6.000 de metri, cel mai înalt vulcan din Asia și cel mai înalt munte din Orientul Mijlociu. Un bloc din municipiul Hunedoara, situat în cartierul Micro 6, se află într-o stare deplorabilă, iar bucățile care pică din fațada imobilului riscă să lovească pe cineva. Echipa Universitatea Petroșani a câștigat campionatul de fotbal al județului Hunedoara, ediția 2012-2013. Urmează o noapte noroasă în tot județul. Mâine temperaturile cresc ușor, însă nu scăpăm de ploi. Mai multe detalii aflați din rubrica Meteo. La noapte, cerul va fi acoperit de nori în tot județul. Cea mai scăzută temperatură de 6 grade Celsius se va înregistra în Vața de Jos și Ilia, iar cea mai ridicată temperatură din această noapte va fi în Petroșani, unde vor fi 10 grade Celsius. Mâine va ploua în aproape tot județul. Temperaturile sunt în ușoară creștere față de ziua anterioară, astfel se vor înregistra 23 de grade Celsius în Hațeg, 24 de grade în Gioagiu și Orăștie, 25 în Petroșani și Brad și 26 de grade Celsius în restul teritoriului. Localitățile ferite de ploaie sunt Vața de Jos și Ilia, unde maxima nu va trece de 22 de grade Celsius. În Deva, la noapte, se vor înregistra 9 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros. Ziua de mâine ne aduce ploaie și temperaturi de maximum 26 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Vă las acum în compania lui Mircea Mihuleț, care îl are ca invitat în această seară pe Viorel Ciobanu, istoric. Iar de la ora 20, Mona Lizehin vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în 50 de minute. Invitat în platou, dr. Romeo Stănescu, medic primar. Nu uitați că programele noastre pot fi urmărite și online pe site-ul www.tvhunedoara.ro la rubrica Live, unde de asemenea găsiți și arhiva emisiunilor difuzate de Hunedoara TV. Eu sunt Cristina Rahovian și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la orele 18. Până atunci, toate cele bune. La revedere!